Pe 9 martie se dă startul competiției Cursa spre Cercul Polar de Nord. În semn de recunoștință, Levi, cum îi spun prietenii, a organizat o întâlnire cu o parte din cei care l-au sprijinit. Nici primarul orașului Aiud nu a lipsit de la această întâlnire, fiind vizibil emoționat. A reușit să scrie propria poveste, încrâncenându-se în lupta cu momentele mai puțin paste ale maturizării lui. Aiudeanul Levi spune, de fapt, povestea pe care, până la urmă, fiecare o vedem într-un film, o ascultăm în textul unei piese muzicale, o regăsim într-o zbatere a unui colț de natură, trecerea prin al timpului. Momentul în care Levi și-a ales această excepțională luptă cu viețile, este momentul în care Aiudul sărbătorește 725 de ani de la prima sa atestare documentată și nu e puțin lucru să se suprapună asemenea întâmplări. Un tânăr, un fost elev, să crească pe propriile lui forțe, să strângă în jurul lui oameni care cred în forțele lui și să reușească. Până la urmă, despre asta e. Succes, Levi! Deși inițial a știut că are de străbătut în jur de 500 de kilometri, au apărut modificări. Așa se face că Levi și ceilalți 22 de alergători au de străbătut 620 de kilometri până la finish. Costurile sunt destul de mari, în jur de 20.000 de euro. Lui Levi îi mai trebuie 5.000 de euro, bani pentru echipamentul special. Temperaturile sunt clare. S-au stabilit între minusurile de la 35, clasicele de vară, adică clasicele de minus 35, 27, acolo am înțeles. N-am fost, eu doar vorbesc ceea ce am înțeles. Când revin, vă spun că au fost crunt sau necrunt. Până atunci vorbim din experiența ce am citit și eu, exact ce am spus anterior, despre Google sau despre informații citite. Ultimele două ediții ale cursei au fost câștigate de bistrițeanul Tiberiu Ușeriu, singurul concurent care a reușit o astfel de performanță. Doar 32 de participanți au reușit în cele 9 ediții să ajungă până la final.